în care am putea să discutăm mai liber despre tot ceea ce ne-a povestit Mădălin. E bine să rămânem aici cu noi, să-l întrebăm și să șerim în continuare informații. Și vă propun în acest sens să încercăm să facem cumva un cerc sau măcar să ne orientăm unii spre ceilalți. Ca să ne fie mai ușor să discutăm. Mi-am mai dat seama că la un moment dat am spus o chestie puțin mai devreme. Am adicut cu adică. Când intrai la un loc de bani, mergeai și de bani. Da, da. Cred că e mai mult de stare. Da. Rodica? Hai, spune cine o să fie, ce o să vedem la orice. Bine, și ca să primim descrierea, pe lângă veritățile profesionale pe care încerc să dobândesc, voi fi și voluntar în echipa de organizare la WordCamp Bucharest. Și avem plăcerea de a avea în seara asta după mult timp, pe care n-am mai fost la meetup-uri, pe Rodica, este unul din organizatorii conferinței de la București, care va avea loc la finalul lui aprilie, pe 25. Și veterana meetup-ului. Și veterana meetup-ului. Nu mă recunosc. Vezi că avem mail-uri. Da. Da, pentru cine nu știe, WordCamp, cum a zis și Radu, e o conferință care se organizează și la nivel local în majoritatea țărilor, din Europa, de fapt de peste tot, și la nivel, la nivel de continent. Se organizează în Europa, trebuia să fie și în Asia, dar au oprit-o. Nu știu nici în Europa, sincer, dacă o să mai fie, depinde cum o să evolueze treaba cu virusul. Da, și facem și noi în România, deci la nivel de toată țara, dar se organizează în București. O să fie a treia ediție, cred, dacă nu mă înșel. Anul ăsta o să avem și o locație nouă. Până acum se făcea, a fost făcută la Camera de Comerț. Anul ăsta o să fie la un care se numește Big Ballroom, dar nu vă lăsați păcăliți de denumire. Da, este un centru de conferințe, e undeva în Berceni. Și da, vă invit să veniți dacă nu aveți de gând, dacă nu știați până acum. O să avem 13 oameni care o să vorbească din România și din afară. Până acum pe site îi avem prezentați pe primii 9, dacă nu mă înșel, deci mai sunt câțiva care încă nu au fost anunțați.
O să fie diverse subiecte de la cam din toate domeniile legate de WordPress. Ce aș mai putea să zic? Evenimentul e bazat doar pe voluntariat, este un eveniment non-profit. Deci toată lumea e voluntar, cei care se ocupă de organizare și bazează pe sponsorizări. Da. Se bazează pe sponsorizări. Avem deja ceva sponsori, încă mai sunt câteva lucruri disponibile în caz că cineva e interesat. Apropo, T-Mile, nu de alta. T-Mile e deja sponsor. mai sponsor. Așa, da. Dacă vreți, puteți să sponsorizați. Există și partea de microsponsorizare pentru un individu, o persoană individuală, dacă vrea să sponsorizeze. Deja s-au vândut o parte din bilete, dar cum era de așteptat, românii cumpără pe ultima 100 de metri. Așa că încă mai sunt destule bilete, dar cu siguranță o să se dea. În principiu sunt în jur de 200 de participanți, 250, cam așa. O să fie o zi de conferință în care o să vorbească cei 13 speakeri și o să mai fie cel mai probabil și o zi de Contributor Day, pe care nu am anunțat-o oficial încă, în care lumea poate să contribuie la WordPress în diverse moduri. O să vedem exact cum o să organizăm partea asta. O să avem și un after party, care anul ăsta o să fie foarte șmecher. Serios. Unde? O să fie în aceeași... Ai luat bilet? Unde? O să fie în aceeași locație. O să fie în aceeași locație, da. E o locație mult mai mare ca anul trecut și adică nu o să mai fie într-un club sau o să fie doar pentru noi. Avem un crowd favorite să sponsorizeze after party, adică avem un singur sponsor pentru after party. Nu știu dacă... O să avem muzică, dans, mâncare, nu știu. Ar putea să mai dai câteva detalii despre sponsor, adică ei sponsorizează, dar ce primesc în schimb? Exact, bună întrebare. Păi sunt mai multe nivele de sponsorizare, fiecare nivel cu beneficiile lui. În principiu, cele mai sponsorii Gold au cele mai mari beneficii, bineînțeles, au un loc special pentru ei, care anul ăsta o să fie o încăpere foarte mare în care o să fie toți sponsorii, au o masă în care poate să se promoveze cu banner, cu eu știu ce mai vor ei. Poate să organizeze, o să avem o tombolă a unui sponsor. Îi prezentăm pe site, îi promovăm. Sigur, mai sunt avantaje care nu-mi vin acum. Și legat de preț, care e pentru? În general, la conferință este prețul mare. Da. Aici nu asta am vrut să zic. Dacă sunt mari la alte conferințe, aici e mic. Păi asta ziceam. 25 de dolari. Este prețul care, da, e mic pentru că evenimentul este organizat pe baza sponsorizărilor și pe baza și Fundația WordPress sponsorizează cu o parte din buget. Să zicem. Dacă vă luați bilete până pentru aprilie, primiți și un tricou foarte șmecher. Totul e foarte șmecher. Bineînțeles. Da, da, da. Nu e crezător să descă se mai ține conferința corona. Se va ține, o să... Nu o să mai țină la alții și să țină, o să vină la mine. Da, fiind un eveniment local, eu așa zic, până la urmă putem să ținem doar cu noi, adică să nu mai vină străini, să zicem așa. Exact, închidem granița. Nu cred că... Na, adică nu avem nicio... Atâta timp cât WordCamp Europe nu s-a anulat, nu avem nicio îndoială că o să se anuleze WordCamp. Peste cadavrul meu. Asta peste corona mea. Dar acum o întrebare tehnică, fiind WordPress, fiind party în aceeași locație, vor fi fete pentru băieții care nu sunt? Hai! Adică... Gabi, zici că a existat o penalizare la pentru principal, deci... N-am înțeles întrebare. Altă întrebare. Cum atrageți
și eu participanții ca să avem cât mai mult, cât mai multă reprezentativitate, să spunem. Nu mă refer la after party, mă refer chiar în timpul conferinței, că avem și mai nevoie de mai multe fete în zona de programare, de... Chiar am încercat să vorbim cu diverse organizații, gen Girls Who Code și mai era cineva care îmi scapă acolo. Care am încercat să ne promoveze pe site-urile lor. Am încercat să fim cât de posibil diversi în partea de alegerea speakerilor. Bineînțeles, procentul de femei care au plecat a fost mult mai mic. Dar le-am acordat o șansă mai mare, adică ne-am gândit la partea asta. Nu știu, dacă e alte idei de a... Adică noi am vrea să... Idei găsim. Implementarea. Nu știu dacă mai trebuie, fac multe că mă neapărat, dar mi-am dat aminte cum erau chestii mai de mult. Pentru că toată era gratuită, știi? Prin club, dacă era în club... Acolo mergea, nu? Aici nu. Putea să fie idei, dar s-a înscupat în lucrurile. Adică și în anul trecut a fost... Prețul este modic, e chiar banal. Te duci la o cofetărie și plătești mai mult. Cred că ar fi de ajuns să o aducem pe Andreea Balaba ca speaker pe zona de coding. Oricum este o super influență. Ultima dată la social media a adus cam vreo 300 de persoane. Da, da, știu că a și a adus publicul cu ea sau... Mai că nu știu dacă ar putea să vorbească despre ceva în literatură. Dar, uite, eu când am fost și eu speaker cândva, înaintea mea sau după a fost Zopă. Și sincer, sau Zosul mi s-a părut că, sincer, a adus nimic de calitate în afară de faptul că a adus câteva înjurături pe scenă și, real, chestii interioare prin care am trecut în ultimii 10 ani de zile cu blogul, n-a adus plus valoare. Adică, nu s-a văzut. Sincer, Andreea, dacă stai de vorbă despre blogul ei și despre, nu știu, despre WordPress, sunt o groază de vlogărițe, Diana de la Fine Society, nu că ar fi la noi. Efectiv, dacă o aduci, este o prezență care chiar are ce să spună de WordPress. Pentru că aproape 10 ani de zile din viața lor și-au petrecut acolo. Să știi că WordCamp-ul nu se ține de 3 ani sau de 4 ani. E ca și cum ai spune că, când ai spus că WordCamp-ul e la a treia sau a patra ediție. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar WordPress împlinește foarte mult sens și în curând mai are cu sens și... A treia ediție în București și îmi pare rău. Vezi, unii dintre noi organizau WordCamp în 2009. Am fost în 2009 și am filmat, am fost pe blogul meu. Bravo! Bravo! E ca și cum ai spune că WordPress-ul are 5 ani. Fraților, are 16 ani, s-au întâmplat multe meetup-uri. Și înainte ca Marius să se ocupe chiar și de meetup-ul ăsta, au existat niște oameni care organizau evenimente. În prezent există portițe. Deci chiar și în direcția, Gabi, chiar și în direcția ta, există soluții. Am și o chestie, îmi cer scuze, de ce nu fac chestia asta? Adică să mă bag așa în discuții, dar... Am plecat de la chestii, am ajuns undeva... De marketing. Adică nu știu unde am ajuns, dar care este, că vorbea de plus valoare. La topicul pe care îl spui tu acum, ne-am adunat pentru ceva. Care este plus valoare acest spui-tu? Nu cer scuze că intervin, dar m-aș putea să avem altfel de discuții, știu. Mi se pare că am luat-o puțin pe... Cred că de vreo 2 ani de zile se cere în WordCamp ca prezența fetelor să existe. Uh-huh. Și în direcția asta ar fi frumos, nu știu, să luăm și noi o inițiativă. Uh-huh. Cred că la celelalte WordCamp-uri a început să se facă ceva mișcări în direcția asta. Cel puțin la cel de la Sofia a fost o direcție destul de bună din partea celor de la Sidecar. Uh-huh. Și ce au făcut ei și am putea să facem și noi? Efectiv, dacă ei, practic, influencer, dar de gen feminin, au avut ceva succes. Sau persoane care sunt programatoare. În cazul de față, eu mă bucur că Anca, pe zona de legal, va fi speaker, nu? Ana. Și e super. Cred că va ajuta, va aduce în sală câteva doamne destul de interesante. Mm-hmm. Până acum, cred că nici nu au fost la WordCamp. Ana a fost speaker așa, într-o. O să mai fie încă o fată, foarte de astăzi.
They are all welcome. Ar fi frumos să avem 50-50. Da. Asta e ideea. Păi și de exemplu că cea de asta prin influencerii. Adică ar fi, și-ar dori să vină așa fără, adică doar să promoveze pe ei sau ceva, că de obicei știu că ei pretind altceva la schimb, o chestie care în acest gen de eveniment nu se întâmplă, de regulă. Adică mă refer din ce știi tu, că știi că spuneai acum de față, adică bănuiesc că trebuie să fie ceva, el să fie dispus să vină pe timpul lui, pe, na, practic banii lui și să ajute cumva comunitatea asta. Dacă discutăm de WordCamp, există o singură problemă. Este un eveniment perceput ca fiind un eveniment tehnic. Fiind perceput ca un eveniment sau o conferință tehnică, rezultatele sunt cele care sunt. Și atunci cum au venit acele influențărițe cu anumite persoane? Dacă nu erau din domeniu. Pentru că WordPress nu înseamnă doar programare. Am înțeles. E un conținut al WordCamp-ului care se referă la alt gen de, eu știu, altfel de discuții care nu știu necesită WordPress sau ceva? Nu știu cât la sută înseamnă marketing în momentul de față. Adică cât la sută s-ar discuta și... Adică ajută, într-adevăr, să aduci un public care, nu știu, n-are nicio legătură cu WordPress-ul? Categoric. Eu, în ultima perioadă, studiez partea de marketing și marketing ăsta, milion de euro în sus. Majoritatea folosesc WordPress. Majoritatea folosesc WordPress, nu... Dar nu știu de WordPress. Nici nu știu că le apare acolo un dashboard, că săracii nu știu să citească. Și sunt foarte, sunt oameni care au... Dar știu să scrie. ...following foarte, foarte mare. Iar referitor la influencer, poate că ne avem percepția că sunt influencerii aia de 50.000 de... de prieteni, 100.000 de prieteni și așa mai sus. Dar și pe ăștia care au 1.000-2.000, care sunt mai nișați, care nu se consideră niște influenceri de succes, care se dedică timpul meu, banii mei și nu știu ce. Și poate că dacă facem o cercetare, am putea să găsim câțiva care, sincer, dau eu 25 de dolari pentru fiecare să vină la 4 oameni să scrie, să facă chestia asta. Adică nu e o sumă mare ca să le dai ceva, un premium pentru asta, nu e. Deci asta cu influencerii îmi se pare extrem. Sebastian Cuțofană, să știi că am fost o conferință de curând de doar a fotbal. A fost efectiv doar rugări. Măi, să știi că eu mă simt discriminat de multe ori. Văd numai, văd anumite conferințe numai pentru doamne. Și what the fuck? Vreau și să văd ce se întâmplă acolo. Nu pot să... Noi dacă discriminăm, noi băieți dacă discriminăm, suntem etichetați ca misoginii sau nu știu ce, dar dacă ele discriminează, it's ok. Deci avem 13 prezentatori, avem parte de marketing. Avem organizatori aceia și vorbim mai despre organizare de WordCamp. Vorbim și despre ceva ce ne privește pe noi toți ceilalți. Mai da, păi tocmai asta, vreau ca să discutăm și momentul. Ce vreau să vă îndrăzesc eu puțin, 2 minute. Am cumpărat domeniul Bucharest WordPress și bucharestwp.com. Alex ne-a donat spațiu de hosting pentru domeniul respectiv. Avem nevoie să creăm site-ul comunității. Și avem nevoie de voi care să participați, să facem o grupă de lucru, să construim site-ul respectiv și pe baza ceea ce am discutat în decembrie, când am stat și am discutat și am pus și am traionat ce domenii vrem ca să abordăm anul acesta, să începem să lucrăm pe site-ul acesta domeniile de care am discutat. SEO, ce mai era? Design, teme, plugin-uri. Și să putem să facem niște comparații între plugin-ul X, plugin-ul Y, live, să vedem cum funcționează, care sunt rezultatele pe ceea ce facem. Și cred că este cea mai bună metodă astfel încât și experți să participe și novicii să intre în contact cu WordPress-ul, că la un moment dat îți prinzi urechile și e bine să ai pe cineva lângă tine care să te ajute. De asta lansez, este prima lansare a acestei provocări. Cine vrea să intre în echipa de lucru, avem un grup de Slack, putem discuta acolo, avem FTP, avem acces în backend pentru WordPress. Cred că
găsim și sponsor pentru teme și plugin-uri diverse. Și putem să facem o comparație. Cum vi se pare ideea? Eu până acum n-am mai avut, a mai fost un site, Alex, Linka, da. Un site al WordPress, Word. Da, au mai fost câteva, da, au mai fost câteva tentative, numai că în perioada în care s-au efectuat efectiv, puteai doar posta și s-a creat practic pe bază de guest post. Am înțeles. Deci puteai să... Deci acum vrem ca să construim noi ca și comunitate acest site și putem să facem ceva pentru, pentru WordPress București. Bineînțeles, mai avem doar două grupuri în țară, Clujul și Constanța. Nici ei n-au site, poate facem ceva împreună, dar trebuie să pornim. Știți, de forum? Da. De forum este o, un forum al developerilor. Da. Folosește o platformă open source care se numește Discourse. Este scrisă cu IR, e foarte prietenoasă și cred că am putea încerca așa ceva pentru WordPress. Pentru că să facem o comunitate, să facem o comunitate deschisă la dialog. În situația unui forum e invitația la dialog mult mai directă decât în cazul unor postări cu comentarii și... Eu nu mă referam la postări cu comentarii, ci era vorba de a încerca lucrurile direct pe platformă și pe urmă să facem o analiză a ceea ce am încercat. Pentru că noi fiecare avem experiență aici și nu discutăm despre female, discutăm despre elemente, discutăm despre alte lucruri. Dar pentru unii sunt lucruri stranii, pentru alții sunt cunoscute ce e ăla, nu știu ce. De asta chiar mi-a plăcut speech-ul tău de astăzi, pentru că a atins niște lucruri care avem nevoie de suport în munca WordPress. Nu doar să stăm să discutăm cum punem tag-ul X, Y, Z sau ce hook-uri folosim. Da. Da? Deci eu aștept din partea voastră un mesaj. Asta este tot ce vreau să spun, nu vreau să insist mai mult. Aștept un mesaj, putem să folosim și forum, putem să folosim BB Forum sau nu știu ce. Despre forumul vreau să vă zic că din punct de vedere tehnic se poate face, dar eu am experiență cu unele forumuri și tot văd că încep să se închidă și nu se apare nimic nou. Asta... Și oamenii au tendința, intră pe Facebook, au deja cont, comentează. Intră pe blog, scriu username, email, site, comentează. Pe forum trebuie să-ți faci cont, să-ți verifici ce la zvestea care răspuns. De experiența mea nu merge. Nu știu, experiența mea. Cum se poate face o integrare în care să te conectezi direct cu ora de Facebook sau ceva? Adică să nu mai fie nevoie. Platforma Discourse e un pic diferită față de toate celelalte forumuri. Nu cred că... Da, e puțin și urmă. Vă rog, vezi, folosim altă platformă. Nu cred că are... Nu, e tot open source. Câți dintre voi ați folosit vreodată sau ați auzit de ecompedia.ro al lui Liviu Talbe? Ok. Deci avem câțiva, da? Nu vreau să mă laud, dar am trecut cu Liviu de la, exact de la o soluție de forum. Asta înseamnă acum multe, deci site-ul ăla e foarte vechi. Și la un moment dat, în 2012, am hotărât să pun efectiv o temă atunci, care știa și avea funcție de Q&A. Și efectiv, Wikipedia pe asta este construit. Adică, și-a dat rezultate din prima. Adică, efectiv, Gabi, din prima lună a funcționat. Pentru că Liviu avea, deci noi aveam o comunitate cu... Eu sunt facilitator, nu sunt... Știu, dar ne-am adunat noi cu magazinele noastre de cartier, care, by the way, am pornit din nimic. Ne-am adunat efectiv tot așa la un meetup și ne-am plâns. Băi, noi avem un loc unde să întrebăm, bă, tu ce folosești? Ora? Și devenisem din ce în ce mai ocupați. Adică, efectiv, nu aveam timp. Curgeau comenzile, aveam angajați. Nu aveai cum să ții pasul și să comunici unul cu celălalt. Acum nici măcar nu mai putem să mai bătem la ușă. Dar ideea e felul următor. S-a creat această platformă, care Liviu la fel a luat inițiativă, a luat domeniul. Inițial a zis, bă, facem un forum, hai să vedem cum merge, păi, pe forum și ce s-a întâmplat, nu a mai început să mai scrie nimeni. Ce s-a întâmplat, în schimb, pe Q&A, a fost o chestie foarte tare din prima lună. Efectiv, clienții noștri
au început să intre pe site și să pună întrebări despre e-commerce, despre magazin online, despre, chiar și despre livrare întrebau. Și chestia asta a ajutat pe toată lumea. Deci, efectiv, chiar a ajutat pe toată lumea. Toți administratorii de magazine intrau acolo și știau că iau contact atât cu alții care vor să-și dezvolte magazinul online, cât și cu clienții lor. Și cred că este important și pentru WordPress să existe până la urmă așa ceva. Adică și pentru developeri, dar în același timp și pentru cei care caută soluții. Să întrebe, bă, uite, cum e aia? Că avem grupul. O să zicem, chestia asta se întâmplă și pe grup. Deocamdată puțină mișcare. Cred că ar fi tare, că pe site ar rămâne indexat și ar rămâne bine și în Google. Adică dacă cauți ceva... Da, dar pe Facebook nu ai cum să faci experimente de genul SEO. Nu. Da. Pe site-ul ăsta ai putea să faci pagini pe nu știu ce, poți să pui categorii, da, Yoast-ul, poți să pui alte plugin-uri, poți să pui alte... Teme, de exemplu, să pui despre teme, da. Eu mă gândeam să facem un fel de multi-site, să vedem mai multe teme, cum se comportă cu același conținut, să punem aceeași bază de date și să vedem cum interacționează, da. Astea sunt avansate. Doar designul nu contează într-o situație de genul ăsta, chiar contează funcționalitatea. Partea de, nu contează că folosești tool-ul de suport care îl folosiți voi sau eu. Important e rezultatul. Da, și sincer, cred că până la urmă doar îmi trebuie chiar un tool care să indexeze toate informațiile și dacă sunt întrebări ca în circle top-ul ăsta, să se pună online, că poate... Noi nu știu cât suntem acum, sunt 20 de persoane. Dar imaginați-vă că în toată țara, până la urmă, sunt întrebări. Și dar sunt întrebări de la oameni care nu știu, au WordPress-ul pe pus și nu știu cum să folosească WordPress-ul. Da, mai, sau efectiv, unii dintre ei ar vrea poate să afle mai multe detalii despre WordPress, chiar în sine, și mă refer chiar detalii mă refer, sub, nu, de eu mă refer, apropo de asta, mă refer și la oameni novici care nu știu limbi străine, nu știu engleză, nu știu nimica și au WordPress și au interfața în română. Și da, nu știu cum să pună un articol sau să pună un produs sau să pună ceva de genul ăsta. Da, mi s-a. Și avem nevoie de conținut în limba română, pentru că așa creștem noi ca și economie și ca utilizatori. Că până la urmă și tu ai nevoie de utilizatori și tu ai nevoie de utilizatori și voi aveți, dacă faceți development, aveți nevoie de utilizatori, decât să vă sune la tot timpul sau respectiva, găsești diverse informații. Și nu știu, eu mă uit tot timpul după cursuri. Eu n-am văzut cursuri în limba română făcut de bine. Chiar am găsit români care făceau cursuri în limba engleză. Foarte ok tipii, da? E păcat. Da, pentru că percepția WordPress-ului în România este încă una extrem văzută doar ca un soft, ca un tool, și este oarecum marginalizată. Noi producem foarte bine, avem foarte multe companii care produc. În training-uri aud de fiecare dată folosiți coder din România, folosiți coder din România, folosiți coder din România. Că sunt ieftini, sunt buni, sunt lucrurile. Da, o întrebare educativă, de exemplu, care puțin o să ai când găsești complet în limba română informația, ar fi WordPress.com este același cu WordPress.org. Și pentru noi, noi zâmbim, dar credeți-mă că majoritatea au mare problemă când vine vorba de întrebarea asta. Aia îmi trebuie și de ziceam, că m-am apucat prima dată să fac un blog și nu știu, că acum vreo 8 ani sau ceva. La fel, eram undeva între WordPress, găsem WordPress.org și Squarespace.com. WordPress.com și Squarespace.com, eram între astea două. Și la un moment dat, nu știu cum am ajuns pe WordPress.org și mă gândeam, bă, ăsta cred că e ceva hack, știi? Da, exact! Și am zis, mai zis de la Squarespace că nu există ceva de genul ăsta, par mai sigure aia și... La fel, nu știi ce se întâmplă. Serios, așa m-am gândit atunci. Ți-i zine să crezi că cineva nu ne-a scris? Nu, dar vreau să găsim WordPress-ul ăla adevărat de pe WordPress.com, nu WordPress.org, că ăla e hack. Bă, deci, când am văzut mesajul ăsta trimis, eu am zis, zic, trebuie să-i explic treaba asta. Și acum, și eu în suport avem, practic, un răspuns pe treaba asta. Care include și link-uri de documentație. Foarte bine. Și, da, Gabi, uite, a ridicat ștacheta și mai sus și ar fi interesant pe partea asta să existe și niște videouri în română sau mai mult content. Pentru că nu avem, chiar nu avem.
Am găsit, nu știu dacă voi știți, de ClickFunnels. Da. Ideal. Da. Am găsit tutorial ClickFunnels folosind Elementor. Ținut de un român care are firmă în România. Foarte tare tipul. Foarte tare tipul. Și în engleză sau în română? În engleză, bineînțeles. Dar se vede. E cu numele lui, cu numele firmei, cu toate, cu toate alea. De ce n-a rămas o persoană în engleză? Eram alea plânge. Asta e cea mai mare porcărie. Deci vă vine să credeți că blogării sau astea au scris chiar chestia asta pe cea mai mare porcărie pe la tradus. Iar în 2000, nu știu când a fost, au avut în 2016. La sfârșit a fost mare scandal cu traducerea, că de ce budgeturile să numesc piese. Deci dacă s-ar putea să uităm de România, ar fi perfect. Am scăpat de orice grijă. Să trecem la euro. Voi ce, ce proiecte mai aveți? La ce lucrați? Ce e o chestie interesantă care puteți să share-uiți cu, cu noi? Sau ce ați descoperit interesant? Pentru că doar așa putem să învățăm unii de la ceilalți. În afară de WordCamp. Păi, momentan lucrăm la, lucrăm mai, la mai multe produse ca de obicei. Dar eu o să zic din perspectiva mea că eu lucrez pe nere și pe partea de design. Și încercăm să construim bazându-ne pe creșterea temei. Tema e în ultima jumătate de an într-o creștere foarte mare, merge foarte bine și de asta și noi suntem într-o creștere foarte alertă în ceea ce privește evoluția temei. Adică implementăm feature-ul noi, facem multe startup site-uri tot în tema respectivă și cam în asta. Vedem de suport, am dat pe chestia asta, adică pe eu mă putut. Să știi că eu consider suportul ca funcție de marketing. Este, cum ziceam, în prima linie e practic fața ta ca și companie în ochii clienților. Adică, doar că, din păcate, toată lumea vede așa și, din punctul meu de vedere, nici WordPress-ul în sine nu vede chestia asta, pentru că e un topic care este discutat prea puțin. Dar nu știu dacă ți-ai dat seama, și 4-5.000 de euro care spui tu că ai economisit, prin rata de refund, înseamnă un salariu. Da. Înțelegi? Adică îți permiți să pui încă un om în producție pentru că ai făcut, ai micșorat rata de refund. Da, și asta mi se pare... De asta te-am întrebat care este... Da, nu trebuie să se ne exact. Dar Mătălin a zis că contează și lifetime value, adică... Da, nu de asta. Și poate să... Da. Să poți să recurente, asta e interesant. Da. Și voi faceți cu oamenii care cer refund, faceți și comunicare ulterioară cu ei, poate să le dați un cupon sau ceva de genul ăsta ca să poată să revină? Da, de obicei, uneori le mai dăm codul de discount pentru... Nu, ulterior, după ce e refundul. Da, dacă mai contactăm după aia, nu. Depinde de produs. Da, la de exemplu, facem asta. Un produs care se vinde lunar și la cele anuale nu chiar așa, adică avem un produs care se vinde lunar și există posibilitatea ca să apară mai târziu, și plus că dacă e un produs nou care se dezvoltă, adică în continuă creștere și apar feature și poate la momentul ăla când a cerut refund, e nevoia ceva și am băgat după două luni. Uneori mai facem chestia asta și la așa care cumpără anual, în momentul în care lansăm un produs nou sau avem un update mare, ceva, să schimbă ceva complet, atunci trimitem la toată lumea și includem și pe ei. Dar așa, e idee bună, doar că din propria experiență, când am mai încercat, adică mai sunt unii supărați în momentul în care contactez și ei cel mai important parte de refund, adică follow-up, feedback-ul, nu neapărat reconversia sau, adică na, e mult mai mică valoare pe care o aduce reconversia față de feedback pe care îl primești la userul frustrat sau care are o problemă cu produsul tău, care ți-l spune, adică ți-o împărtășește problema ta, îți împărtășește problema pe tine. Sincer, zilele astea îmi dau cu Tesla în anumite părți anatomice
pentru că acum, nu știu, peste 10 ani de zile, discutam cu programatorii care făceau mie site-ul upsell și downsell. Și făcusem toată schema de auto și de toate alea și n-au înțeles bizonii ce dracu vreau de la ei și bineînțeles că n-au implementat și n-am făcut chestia respectivă. Și când ascult cursurile făcute de unii și de alții, spun, a, păi nu, acum 10 ani de zile am făcut one-time upsell și totul era foarte bine și din cauza asta am avut milioane și milioane și milioane și... Da? De asta trebuie să împărtășim între noi, că dacă nu împărtășim, ne dăm seama că... Păi, cred că la o felie de pizza ne liniște. Să mai este pizza? Da, e pizza. Nu am mai fost de mult. Da, am mâncat deja. Poftim, zic, ai mâncat deja? Nu. Tocmai. Pizza a fost la început, până s-a zis. Nu s-a terminat. Adică nu pleacă nimeni acasă, doar mergem să mâncăm pizza și ne întoarcem. Ca să nu se răcească. Pe asta ziceam. Păi, vă mulțumim, vă mulțumesc și chiar am învățat foarte multe din ce ai spus tu. Ce ca și cum s-a terminat? Nu. Dar să-i spun că vorbim o să fim cu gura plină și nu pot să... Bine, atunci înainte să... Ultima chestie, următorul meetup la finalul lui martie. Nu vă spun exact ce e, dar o să fie de un comerț. Comment.